pe stadion Dinamo mi-au dat lacrimile. Înaintea acestei conferințe de presă, i-am promis că nu voi lăsa să se vadă lacrimile de bucurie. Ne-a făcut să ne simțim mândri că suntem dinamoviști, că suntem români. Ne-a adus bucurie în suflete prin golurile pe care le-a marcat. A fost un fotbalist imens și toți trebuie să fim alături de el. Doamnelor și domnilor, încă un moment important în viața clubului nostru. De astăzi, probabil cel mai mare atacant dinamovist al tuturor timpurilor, Dudu Georgescu, revine oficial la Dinamo București. Într-o formulă unică, care nu mai are nevoie de nicio prezentare astăzi la Ring Grand Hotel, Ionuț Negoiță, Dudu Georgescu și Ionel Dărciulescu în fața dumneavoastră, într-o zi în alb și roșu. Îi dau cuvântul acționarului majoritar al clubului, domnul Ionuț Negoiță, pentru a anunța oficial subiectul numărul 1 în fotbalul românesc. Bună ziua! Așa cum v-am promis și ceea ce face parte din proiectul nostru este să avem grijă să aducem aproape, să integrăm cât mai multe legende dinamoviste sau care fac parte din istoria lui Dinamo. Astăzi este un moment important din mai multe motive. Lansăm fundația Dinamo Evolution, se cheamă. Fundație care va avea ca scop mai multe misiuni de realizat. Pe de o parte, să se ocupe de ceea ce înseamnă istoria lui Dinamo, și aici ne referim în primul rând la oameni, la legendele lui Dinamo, ne referim și la muzeu care este în curs de amenajare și odată cu aniversarea lui Dinamo în luna mai va fi și inaugurarea acestui muzeu. Ne referim la, de ce nu, la sprijinirea activităților care înseamnă viitorul lui Dinamo, adică centrul de copii și juniori, dar și alte activități. În această, să spunem, ca și președinte al acestei fundații, Dinamo Evolution, ne-am gândit și am și trecut la fapte să fie numit în funcția de președinte domnul Dudu Georgescu, care statistic și sunt certitudini este golgheterul all-time din Liga 1. Și, întâmplător sau nu, al doilea golgheter este Ionel Dărciulescu. Ca urmare, ne simțim onorați să avem așa oameni care au făcut lucruri extraordinare în istoria lui Dinamo. Ce ar mai fi de menționat că domnul Dudu Georgescu are în posesie două ghete de aur. Mai mult decât atât, Dinamo, la egalitate cu Barcelona, sunt pe primul loc în Europa ca număr sau la numărul de ghete de aur avut în posesie. Știți foarte bine, nu e ca să reamintim, pe lângă, sau până acum deja am cooptat o serie de legende de ale lui Dinamo, ne-a preocupat și ne va preocupa în continuare acest aspect, mai ales că domnul Dudu Georgescu se va ocupa personal de a îmbunătăți aceste aspecte. Relația cu gloriile lui Dinamo, să vedem acolo unde sunt probleme sau cei care au probleme, să facem tot ce putem în a-i ajuta și, bineînțeles, a îmbunătăți
pe cât posibil acest capitol, pentru că este vorba. Cine nu are istorie sau nu are grijă de istorie, nu are nici viitor. Acum, dau cuvântul marelui, o să fiu mare fotbalist al lui Dinamo, Dudu Georgescu. Mulțumesc. Domnilor și doamnelor, bună ziua! Și aș vrea, în primul rând, să mulțumesc domnului Negoiță pentru cuvintele frumoase adresate mie. Stau și mă gândesc și mi-aduc foarte bine aminte, aproape acum un an de zile, am avut o discuție cu domnul Negoiță despre viitorul meu. Dânsul m-a asigurat că totul va fi bine. Încă o dată vreau să-i mulțumesc pentru această reîntoarcere a Dudu Georgescu în familia din Dinamo București. Un club căruia am dăruit totul și pe vremea când era un teren, eram foarte bucuros să văd cât poate Dudu Georgescu să mai joace. Am jucat această perioadă, am avut niște satisfacții mari și doresc clubului Dinamo în continuare să intre pe un parcurs bun și Dinamo să revină exact ceea ce a fost înainte. Cred că drumul pe care a intrat clubul în ultimul an este singurul care va reda strălucirea acestui club de fotbal. Vă rog să mă credeți, sunt foarte onorat că voi putea pune și eu umărul la mersul din ce în ce mai bine al echipei Dinamo. Această reconstrucție a echipei este dificilă, este grea, dar până la urmă sunt convins că cei care ne vom ocupa de aceste lucruri vom avea și satisfacții, atât noi, cât și jucătorii. Deci, Dinamo să revină acolo unde a fost. Îmi cer scuze, sunt foarte emoționat. După momentele grele prin care am trecut, sper să apară și soarele. Înțelege emoția? Da. Haideți să-l ascultăm și pe directorul general al clubului, Ionel Dăncilescu, care s-a oprit la 214 goluri față de 252 de goluri. În dreptul lui Dudu Georgescu, a început. Da, în primul rând, bun ziua. Dacă domnul Georgescu este emoționat, eu sunt și mai emoționat decât dânsul. Sunt aici la aceeași masă cu dumneavoastră, care din punctul meu de vedere este unul dintre cei mai mari, sau dacă nu cel mai mare atacant român. Este o onoare enormă pentru mine să fiu alături de dânsul, mai ales că acum face parte din acest proiect important al clubului nostru. Sper din tot sufletul să ne ajute cu experiența dumneavoastră, acumulată de-a lungul vremii, să le învețe lucruri noi. E clar că încet, încet, împreună cu domnia lui, împreună cu domnul Iguțe și cu oamenii de aici, de la Dinamo, încercăm să readucem Dinamo în fruntea acolo unde este locul. Și un lucru important, așa cum în ultima parte, acum a venit și domnul Dugiu,
Georgescu, mai este și domnul Augustin și domnul Bercălat și Mateuț și Flavius și noi, cei din generația tânără, încercăm, muncim foarte mult zi de zi, suntem, eu știu, dispuși să facem multe sacrificii pentru a ne atinge scopul. Scopul nostru este același pentru toți. Dinamo să redevină numărul 1. Cum a spus și domnul Georgescu, lucrurile nu se pot face peste noapte, nu sunt simple, dar cu siguranță în cel mai scurt timp veți auzi de Dinamo, așa cum toți dinamoviștii sunt obișnuiți în fruntea clasamentului.